Va fi un meci dificil pentru ambele echipe. CSU Craiova este un contracandidat direct al Pandurilor la lupta cu play-off. Tehnicianul Pandurilor, Edi Iordănescu, a recunoscut că se teme de gruparea din Bănie, mai ales că partida se joacă în deplasare. Iordănescu vrea ca Pandurii să păstreze distanța față de formația din Craiova. Această echipă o întâlnim la ea acasă, în niște condiții despre care aș vrea să vorbesc un pic mai târziu în conferință și mă refer la condițiile de joc, însă un teren dificil, jucăm și la ei acasă și au și plus de omogenitate față de noi, în mare parte și-au păstrat nucleul de anul trecut, asta nu face decât să avem în față un adversar foarte dificil. Și antrenorul grupării din Craiova, Emil Sândoi, a declarat că meciul are o miză importantă. Dacă ar fi fost gata unul dintre stadioanele care trebuie să se construiască, probabil că ar fi fost arhipline, oricare dintre arene. Nu? Din păcate vom fi obligați să jucăm pe extensiv. Bineînțeles, Pandurii, nu numai în acest campionat, ci în campionatele care au trecut, au făcut de fiecare dată o figură frumoasă, au jucători de valoare, un antrenor tânăr și cu dorințe mari, exact cum spuneam, mulți jucători de o calitate individuală foarte bună pentru campionatul nostru. Mă gândesc aici, eu știu, Răduț, cu care eu am lucrat foarte mult timp. În ciuda jucătorilor experimentați ai Pandurilor, Sândoi crede că terenul propriu va fi principalul avantaj. Per ansamblu, Pandurii Târgu Jiu are un lot bun și în acest campionat a practicat un fotbal spectacol aproape la fiecare partidă. Au reușit să câștige în deplasare la București, la Giurgiu cu Astra, dacă nu mă înșel, au făcut o partidă foarte bună, dar sperăm să ne valorificăm avantajul terenului propriu. În acest moment, Pandurii se află pe locul 4 în clasamentul Ligii 1, având 19 puncte în cont, iar CSU Craiova ocupă locul 7 cu o zestre de 15 puncte. Meciul este programat mâine de la ora 17 pe stadionul extensiv din Craiova.